Fost săritor cu schiurile slovenul Primoș Roglic, a câștigat etapa 17 -a din turul Franței. Tricoul verde i-a revenit australianului Michael Matthews după abandonul germanului Marcel Kittel. Spaniolul Alberto Contador a atacat pe una dintre primele cățăreri ale zilei cu 128 de kilometri înainte de finish. Din grupul de evadați a făcut parte și Roglic, care s-a desprins pe ultima cățărare pe Galibie, cu 6,5 km înainte de finalul ascensiunii. Slovenul nu a mai fost prins din urmă, a ajuns primul în vârf și apoi a abordat corect coborârea de 28 de kilometri până la sosire. Iuran a trecut al doilea linie de sosire la 1 minut și 13 secunde după Roglic, iar Frum a ocupat locul 3. Ultimul a luat și 4 secunde de bonificație și are acum un avans de 27 de secunde în clasamentul general față de Iuran și Bardet. Francezul Thibaut Pinot și germanul Marcel Kittel au abandonat pe parcursul acestei etape. Kittel a căzut la începutul rundei și nu a mai putut continua. Germanul era lider în clasamentul pe puncte, purtând astfel tricoul verde, care îi revine acum celui de-al doilea clasat, australianul Michael Matthews.